Bună! Astăzi am revenit cu un machiaj back to school pentru voi și anume machiajul de astăzi este unul foarte simplu pentru persoanele care poate nu preferă să se machieze atât de mult și nu vor ceva foarte natural care să nu se observe sau pentru persoanele care nu au voie să se machieze la școală și trebuie să se ascundă cât mai... Sigur, voi puteți să adăugați sau să renunțați la anumite produse, de exemplu puteți să renunțați la pudră sau eventual chiar la tot fondul de ten, la rimel, fardul cremă pe care l-am folosit. Eu am încercat să vă arăt exact un model cât mai simplu și cât mai natural posibil din cu produse pe care le-am avut și am încercat să folosesc pe cât posibil produse și pensule cât mai ieftine pentru a vă da câteva idei ce ați putea să folosiți de pe piață. Dacă vreți să vedeți cum am realizat tutorialul, uitați-vă în continuare. Acesta a fost machiajul, sper că v-a plăcut.
Sper într-adevăr că vi se pare destul de natural și de rapid și că vă este într-adevăr de ajutor, pentru că de asta m-am și gândit să-l fac așa. Nu uitați să-mi dați subscribe, follow pe Twitter și să vă uitați pe noul meu canal de vloguri și pe data viitoare!